Vinovat cu scandal, cel mai mare spital de neurochirurgie din România face bani mai ceva ca un hotel de lux. La spitalul Bagdasar Arseni, locurile libere sunt cu plată. Pacienții plătesc chiar și 400 de lei pe zi pentru un loc în saloanele cu mobilă stil, cumpărată cu sume de 30 de ori mai mari decât prețul real. Asta în timp ce în multe secții încă lipsesc materiale sanitare, iar procurorii sunt cu toate tunurile pe modul în care managerii au cheltuit banul public. Urmăriți cum sunt bolnavii jecmăniți de un spital de stat într-un reportaj aș filmat cu o cameră ascunsă. Foarte, foarte bine și astea. Da, dar nu avem locuri. Nu sunt locuri pentru toată lumea. Nu suntem, astfel șef, adică da, știu că locuri nu sunt. E răspunsul pe care îl primim când vrem să internăm pe cineva la spitalul Bagdasar. De când a fost renovat, dispune de 558 de paturi, o parte însă contra cost. Aici pleacă mâine, după seară, și aici am 2 milioane de paturi. Ar fi ceva, un apartament cu două camere, 4 milioane, acolo e cel mai mic. Asta, deși la doi pași distanță găsim un salon aproape gol, fără plată. Îmi bagă într-un salon până mâine seară, când pleacă de fapt, da? Păi nu mai sunt, toate le-am urmărit, da, full sunt. Și astea cu plată sunt? Da. Explicația, spun reprezentanții spitalului, de când a fost renovat și până acum, spitalul are contract cu casa de asigurări numai pe 400 de paturi. Pe restul le pot folosi pentru pacienții care vor confort sporit și care sunt dispuși să scoată din buzunar între 2 și 400 de lei pe zi. Rezervă separat? Se plătește. Rezervele cu mobilier de lux au intrat și în atenția corpului de control al premierului. Fostul manager al spitalului e acuzat că ar fi cheltuit sume și de 27 de ori mai mari decât prețul real pentru aparatură și mobilă. Asta în timp ce, în multe secții, bolnavii vin cu materiale sanitare de acasă. Atâta timp cât conducerea bagă bani în buzunar, nu sunt medicamente, nu e fașă. Te trimite pentru tot felul de medicamente. Să cumperi. Albocalmin din asta de calmant. Nu pot ca o șire, dar nu e atât de bun. Și dacă e o greață mai tare, trebuie și un albocalmin. Noua conducere a spitalului a decis să nu comenteze deocamdată concluziile raportului.